M-am trezit în luna iunie, că mi s-a făcut un grafic de lucru. Am muncit așa cum am fost pusă pe grafic și la sfârșit de lună nu mi s-au dat 3 zile libere și 3 tichete. Asta datorită faptului că în loc să-mi dea aceste zile libere pentru zilele prestate, așa, mi s-a băgat concediu de odihnă. Băgând un concediu de odihnă, mi s-a modificat graficul și m-am trezit cu 3 zile puse deoparte, adică zilele libere care trebuia să mai mi se deie pe luna iunie pentru ca să pot să-mi iau tichetele de masă. Gherghina Diaconescu lucrează de aproximativ 14 ani în secția de oncologie a Spitalului Județean. Nu a avut până acum necazuri în ceea ce privește salarizarea sau drepturile pe care trebuia să le primească. Toate au însă un început, iar asistenta s-a trezit la sfârșit de lună că drepturile sale au fost ciuntite, deși a lucrat conform graficului. Pe iunie, în loc să mi se dea liberele și să pot să-mi iau tichetele, pe iulie mi s-a băgat concediu de odihnă și mi s-a modificat graficul de lucru și nu mai am putut beneficia de 13 tichete câte zile am lucrat. Este luna august și nu mi s-au dat tichetele pentru zilele lucrate în luna iunie. Când a îndrăznit să-și ceară drepturile în fața conducerii, asistenta s-a trezit că este luată la rost de șefii Spitalului Județean în ceea ce privește graficul de lucru și orele lucrate, deși nu ea întocmește aceste acte. Graficul de lucru, cum arată și pe grafic este scris, îl face asistenta șefă pe care îl controlează doamna doctor Pârău, șefa de secție. Pe mine m-a pus foarte puține zile dimineață, dar ca să nu îmi distrug sănătatea, am respectat graficul așa cum a fost făcut de cei în drept. Mi s-a reproșat că a stat doar un anumit schimb? Da, mi s-a făcut un referat în care mi s-a reproșat că nu fac de zi, la care am dat notă explicativă și am spus că am făcut de zi exact cât am fost pusă pe grafic de cei care l-au făcut. Cum femeia a insistat să-și primească drepturile, șefii Spitalului Județean au decis să o trimită la Comisia de Disciplină. Mi s-a spus că nu lucrez de zi, sunt incompetentă și pentru asta trebuie să dau evaluare când am fost să-mi cer drepturile care mi se cuvin pe iunie. Și într-adevăr, așa a fost, eu spus la asistenta șefă ca doamna doctor să-mi facă un referat. Și mi l-a făcut, m-a chemat la Comisia de Disciplină, dar nu am înțeles motivele. Acolo eu am dat notă explicativă, deși nu cred că meritam, dacă am muncit și mi-am cerut un drept, să fiu chemată la Comisia de Disciplină. Pentru a se spăla pe mâini de caz, managerul Spitalului Județean de Urgență Vaslui s-a făcut că nu știe despre ce este vorba, așa că ne-a trimis pentru declarații la directorul de îngrijiri. Aici, surpriză, nimeni nu vrea să vorbească, iar managerul brusc și-a amintit și despre caz. Fără să dea însă nicio declarație, Ana Rinder, șefa unității sanitare, a preferat să se sustragă conversației. Directorul de îngrijiri, care se ocupă de doamnele asistente? Cum să nu? Asta e problema. Mai spune, dar ce vă? Nu știu ce să le zic. Doamna Gherghina a făcut reclamație la ITM că nu primește nu știu și. Bonuri o doamnă de masă. Asistent, nici nu știu despre cine e vorba. Diaconul, parcă Gherghina sau ceva de ăsta. Ea a lucrat 13. Deci, doamna Diaconul Gherghina a fost în... S-a făcut anchetă de personal, numai reclamație din ei. S-a constatat că a primit conform graficului și a prezenței, pentru că dumnea ei în luna respectivă a avut concediu de odihnă și niște libere. Și a primit un bon în minus pentru că a avut concediu de odihnă. Deci eu n-am ce să declar. Ea primește, tot lumea primește la fel. Măi, putem spune pe următor. Tichetele de masă și drepturile salariale se fac în funcție de pontajele pe care asistentele șefele fac pe secție. Caz este destul de complicat. Deci e un caz destul de complicat. Și cum până la Dumnezeu te mănâncă sfinții, așa este și cu informația în Spitalul Județean. Am fost trimiși de la un birou la altul doar pentru a afla dacă asistenta are sau nu dreptate. Păi doamna manager, am stat dumneavoastră. Păi și eu ți-am explicat. Eu nu
dau niciun fel de discuții. Eu ți-am spus care este punctul meu de vedere. Deci, ta doamna Smalandica este șefa de personal și o să spun exact. Deci până acum am fost de la doamna manager, la dumneavoastră, la doamna Smaranda. Care-i problema? Să vină că am mai avut sesizări făcute de la IT. Cei din conducerea spitalului aveau însă dreptate când au recunoscut că au mai fost reclamați la Inspectoratul Teritorial de Muncă. Nici domeniul sănătății publice nu este scutit de reclamații privind drepturile salariale sau alte drepturi pe care salariații reclamă că nu le primesc. Avem aici spitale, cabinete medicale, centre de îngrijire de zi, avem reclamații. Conducerea spitalului județean continuă ancheta internă pentru a stabili dacă asistenta are sau nu dreptate și așteaptă și rezultatele de la medicul de medicină a muncii.